Stimați frați, stimate surori, binecuvântăm pe Dumnezeu pentru bucuria părtășie pe care o avem în această seară. Mă bucur să vă revăd pe mulți dintre dumneavoastră și de asemenea pe mulți alții să vă văd pentru prima dată. Vă rog salutări din partea celor din țară, din Biserica din Sibiu și de asemenea de la școală, de la Institutul Teologic din București. Frații vă salută cu har și cu pace în numele Domnului nostru Hristos. Seara aceasta am adus închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune, prin cântările pe care le-am ascultat și le-am dedicat Domnului. Ne-am pus la inimă cuvântul care a fost propovăduit și e potrivit acum să redeschidem cuvântul Domnului și împreună să stăm ridicați în picioare. Vom lectura din Epistola lui Petru, prima epistolă, capitolul 1. Vom citi versetul 15 și 16, chiar dacă aceste pasaje au fost citite în această seară, este bine să ni le reamintim. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În această seară am citit cuvântul pe care l-am auzit cu gândul de a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu privire la trăirea noastră în sfințenie. Pentru a ușura primirea și înțelegerea cuvântului Domnului, am încercat într-un rezumat să așezăm în PowerPoint acest cuvânt. Apropo de PowerPoint, e biblic, găsim scris în cuvânt că mâna lui Dumnezeu a scris pe perete în vremea lui Daniel cuvântul lui Dumnezeu, așa că există precedent. Pe de altă parte, să nu fie, cum spunea un prieten american, PowerPoint, no power, no point. Atunci să fie PowerPoint. Deci vă rog să rămână PowerPoint tot timpul. Să nu cumva din cauza predicatorului să nu se vadă cuvântul. Vom începe prin, dacă puteți vă rog să-mi predați mie controlul, ar fi perfect. Vom începe prin a observa un adevăr foarte, foarte însemnat. Dumnezeu pretinde de la noi oamenii să trăim în sfințenie. Ne cere să trăim în perfecțiune, în viața personală, în viața de familie, la locul de muncă, în societate. Oriunde locuim, oriunde ne mișcăm, voia lui Dumnezeu este să trăim în sfințenie. În fața acestui ideal, în fața acestei cerințe puse de Dumnezeu în fața noastră, protestul nostru poate să vină imediat. Dar cum e posibil ca într-o lume stricată, cum este lumea în care noi trăim, cineva să poată trăi în sfințenie? Desigur că lăsați în voia pornirilor noastre omenești, această cerință a lui Dumnezeu nu poate fi păzită de niciunul dintre noi. Însă, învățați de cuvântul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos în inimă, împuterniciți și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, vom putea, în mijlocul acestei lumi care se strică, să fim autentici copii al lui Dumnezeu. Aici nu se are în vedere excepții. Chemarea la a trăi în sfințenie este făcută de Dumnezeu pentru toți creștinii, indiferent de vârsta pe care o au. Că suntem mai tineri sau mai în vârstă, nu se are în vedere vârsta și nici fața omului. Dacă omul nu-i prea mic, făcând păcate să meargă în iad, dacă moare în păcatele acelea, atunci nu e prea mic nici să facă voia lui Dumnezeu trăind în curăție, în sfințenie.
Să definim mai întâi ce este sfințenia. Ce înțelegem prin sfințire? Sfințirea mai întâi, întâi de toate, acest lucru este de însemnătate majoră, sfințirea înseamnă punere deoparte pentru Dumnezeu. Acela care alege să se sfințească, începe prin a se consacra, prin a se pune pe sine deoparte pentru Dumnezeu. Omul care nu trăiește în sfințenie este separat de Dumnezeu, e cu spatele la Dumnezeu. În momentul în care alege să se sfințească, el se pune deoparte pentru Dumnezeu, se consacră pentru Dumnezeu, se promite pe sine pentru Dumnezeu. E precum logodna dintre un tânăr și o tânără. În momentul în care s-au ales unul pe celălalt, au făcut între ei legământ, s-au promis unul pentru celălalt, căutările au încetat și de acum viziunea lor îi leagă pentru o viață întreagă. Ceva asemănător se întâmplă când omul se întoarce la Dumnezeu, își predă viața, tinerețea lui Dumnezeu, decide să aparține lui Dumnezeu și cu tot ce are el trece de partea lui Dumnezeu. În această componentă a sfințirii nu vorbim de nicio calitate morală. Vorbim doar de consacrare, de predare, de statut pe care îl avem în relația noastră cu Dumnezeu. Această latură a sfințirii se întâmplă atunci când decidem să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim. Sfințirea, pe de altă parte, implică socotirea sfințeniei Domnului Iisus Hristos ca sfințirea a noastră. În urma pocăinței, a credinței, Dumnezeu primește pe acela care se predă lui Dumnezeu și îi iartă păcatele, luând de deasupra acelui om vina, păcatele, și punând în loc sfințenia Domnului Iisus. Efectiv, Dumnezeu ne socoate sfinți. Se uită la noi prin Iisus Hristos, ne justifică în harul lui Dumnezeu și în urma acestei decizii luate de Dumnezeu, Dumnezeu ne declară sfinți. Asta este sfințirea. E o decizie, e ca un act juridic. Dumnezeu, în mila Lui, în urma punerii noastre deoparte, socotind jertfa lui Iisus, ne declară sfinți. Această parte a sfințirii, de asemenea, n-are nicio legătură cu trăirea noastră morală. Are legătură cu poziția, cu statutul pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu, are legătură cu felul în care ne raportăm în credință la Dumnezeu și are legătură cu mila și harul lui Dumnezeu care ni se arată nouă. Desigur că sfințirea nu se rezumă doar la acestea. Sfințirea implică, în al treilea rând, purificare de rău moral. Cel care s-a pus deoparte pentru Dumnezeu și a fost declarat sfânt în Hristos, e chemat acum să se curețe de orice păcat în care a trăit vreodată. Noua identitate căpătată îl constrânge să părăsească păcatul. Sfințire presupune să te lepezi de tot ce este rău. Să încetezi să săvârșești tot ceea ce ai făcut cândva rău. Sfințire presupune părăsirea vieții trăită în păcat. Și nu numai atât, sfințire implică și asemănarea cu Iisus Hristos. Cel care se sfințește a intrat într-un proces de dezbrăcare a obiceiurilor rele și de îmbrăcare a celor bune. Pentru a exemplifica, îngăduiți-mi să pun o întrebare. După părerea dumneavoastră, când un mincinos nu mai e mincinos? Răspunsul pe care îl găsim la îndemână este când nu mai minte. Mincinosul nu mai e mincinos când nu mai minte. Răspunsul este corect, însă nu e complet. Mincinosul nu e mincinos când nu mai minte. S-ar putea ca atunci să fie un mincinos în pauză. Cum începe să-și deschidă gura, cum minte.
Mincinosul nu e mincinos când cu gura lui spune adevărul, dar hoțul când nu mai e hoț? Se zice când nu mai fură. Răspunsul este corect, dar de asemenea incomplet. S-ar putea să fie un hoț care a furat aseară, acum nu mai are de ce să fure, va fura data viitoare. Hoțul nu mai e hoț, nu când nu mai fură, ci când, renunțând la acest obicei rău, muncește cu mâinile lui și dă și altuia. Pavel spune așa, cine mințea să nu mai minte, ci cu gura lui să spună adevărul. Cine fura să nu mai fure, ci să muncească cu mâinile lui și să învețe să dea și altuia. Deci, iată ce înseamnă sfințire. Punere deoparte pentru Dumnezeu, socotirea sfințirii lui Iisus ca sfințire a noastră, în urma acestor lucrări spirituale, Dumnezeu ne dă identitatea de oameni sfinți și apoi ne cere să trăim în acord cu această identitate, renunțând la păcat și imitându-L pe Iisus, trăind după cum ne-a învățat Domnul Iisus. Asta este sfințire. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Pentru a adânci și mai mult înțelesul sfințirii, îngăduiți-mi în cele ce urmează să punem în evidență 4 afirmații majore legate de sfințire. Prima afirmație. Sfințirea, trăirea în sfințire, nu este facultativă, ci este normativă. Altfel spus, trăirea în sfințenie nu este opțională, ci este porunca lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Chemarea la sfințire nu e ceva rezervat pentru câțiva care își doresc să fie mai zeloși. Această cerință dumnezeiască este chemarea lui Dumnezeu făcută pentru biserica lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, stimați frați, în mod deosebit stimați tineri, că Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să ne curețe de păcate. Dumnezeu ne-a mântuit ca să trăim în sfințenie. Amin. Viziunea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru noi, nu a fost să ne spele de mizeria morală în care am trăit, ci curățindu-ne de această mizerie, să ne împodobească cu sfințenia și să trăim în sfințenie. Harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat și prin care am fost salvați, nu poate fi separat de schimbare, de transformare, de transformarea morală. Vorbim de mântuire prin har, de mântuire prin credință. Slavă lui Dumnezeu, sunt adevăruri. Dar mântuirea prin harul lui Dumnezeu nu poate fi rupt și separat de trăirea în sfințenie. În vremurile noastre, oamenii separă harul de sfințenie. Și au mers până acolo încât celor care vorbesc de sfințenie le pun titlu de legaliști, de fundamentaliști. Trăirea și chemarea la sfințire este nepopulară, cum spunea bine fratele Florin înainte. Când învățătura despre sfințire este nepopulară în societate, Dumnezeu e nepopular în societatea aceea. Și când într-o biserică poruncile lui Dumnezeu cu privire la sfințire deranjează, Dumnezeu deranjează în biserica aceea. Când predica de sfințire nu e populară într-o adunare creștină, Dumnezeu, Domnul Iisus, nu-i popular în biserica aceea. Asta se leagă. Nu poți să zici, primesc beneficiile harului și resping standardele sfințirii. Nu se poate. Cine primește harul se încolonează după Iisus, trăind în sfințire. La asta ne cheamă Dumnezeu. În consecință, convertirea la credință trebuie să fie urmată de transformare morală. Cine s-a întors la Dumnezeu continuă prin a se schimba din punct de vedere moral. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne învață foarte, foarte clar. Uitați-vă, vă rog, doar la acest pasaj de la Apostolul Pavel. El ne vorbește despre harul lui Dumnezeu cu aceste cuvinte. Harul lui Dumnezeu, că vreți, uitați-vă acolo cum, la acest text. Sunt foarte importante, fiecare dintre aceste cuvinte sunt foarte importante. Ni se vorbește despre harul lui Dumnezeu, despre acest har făcându-se 3 afirmații.
El aduce mântuire și e generos pentru toți oamenii. Harul acesta a fost revelat, a fost arătat. Și acest har care aduce mântuire și care a fost descoperit, ne dă și o învățătură. Nu doar ne dă mântuire, ci ne dă și o învățătură. Multă lume în adunări primește doar darul, vrea să primească doar darul harului, mântuirea, refuzând învățătura harului. Nu se poate asta. Cine crede că primește darul harului, dar respinge învățătura harului, se înșală amarnic. Nici darul nu-l are. Uitați-vă la cuvânt. Ce ne învață? În legătură cu trecutul nostru, că viața omului poate fi împărțită în trei, trecut, prezent și viitor. În ce privește trecutul, harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Adică, chemându-ne la transformare morală, harul lui Dumnezeu ne cere să o rupem cu răul din afara noastră, păgânătatea, și cu cel din interiorul nostru, poftele lumești. Iar în prezent, viacul de acum, harul ne învață să trăim cu cumpătare în relație cu noi înșine, cu dreptate în relație cu semenii noștri și cu evlavie în relație cu Dumnezeu nostru. În ce privește viitorul, harul pune în fața noastră perspectiva, viziunea, speranța în revenirea Domnului nostru Isus. Asta este învățătura harului. Spuneam că porunca lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu la sfințire este normativă și nu opțională. Acum, în a doua afirmație, sfințenia este emblema Bisericii lui Dumnezeu. Trăirea în sfințire, sfințenia, sfințirea este podoaba, e bijuteria Bisericii lui Dumnezeu. Emblema Bisericii este sfințirea. Calitatea esențială care recomandă biserica drept biserică este sfințirea. Cartea de vizită a bisericii este sfințirea. Acea trăsătură specifică pe care o are doar biserica este sfințirea. Unii au zis că elementul distinctiv care dă esența bisericii este miracolul. Nu e așa. În biserica lui Dumnezeu se întâmplă miracole, dar miracole se întâmplă și în afara bisericii lui Dumnezeu. Diavolul poate să facă minuni, sfânt nu poate fi. Ceea ce recomandă biserica, acest popor al lui Dumnezeu răscumpărat, unic pe această planetă, este sfințirea. Asta este elementul lui distinctiv. Sfințirea. În acest spirit, Psalmul 93 cu versetul 5 spune așa: mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. Asta ne recomandă. Un tânăr creștin se arată creștin prin faptul că se împodobește cu sfințenie. Îngăduiți-mi a treia afirmație. Soarta bisericii depinde de ceea ce face biserica cu învățătura despre sfințire. Altfel spus, viitorul bisericii depinde de seriozitatea cu care abordează cuvântul lui Dumnezeu despre sfințire și trăiește în lumina acelui cuvânt. Desigur, ne preocupă pe toți cei care suntem responsabili și slavă lui Dumnezeu, în familii, în adunări, sunt foarte mulți oameni responsabili. Nu doar slujitorii, nu doar predicatorii, tații, mamele, tinere, am cunoscut tineri, oameni care se simt responsabili pentru ei și pentru cei din jurul lor. Și acest simț al responsabilității îi cheamă să se roage. Ei mijlocesc pentru trezire, ei vorbesc cu oamenii despre pocăință, ei cheamă pe alți tineri la rugăciune, adică sunt oameni responsabili. Ca oameni responsabili ne preocupă viitorul bisericii. Ne întrebăm ce să facem ca biserica să meargă mai bine.
Ce să facem ca în generația noastră, biserica, să cunoască o noire, o trezire spirituală? Ce să facem să dăm la o parte cu starea de apăsare, de amorțire, de lipsă, de simțire duhovnicească din biserică? Cum să noim biserica? Ce să facem să fie altfel? În căutarea răspunsului, oamenii inovează temiri câte. Unii zic, dacă am schimbat cântarea, probabil că ar veni înnoirea. Schimbăm cântare, schimbăm cântăreții. Dacă am schimbat, știu eu, formațiile, facem cor, ba nu, fanfar, ba corde și tot felul de inovații. Altcineva ar zice, nu, problema cred că e alta. Dacă am face un timp de laudă și închinare, să am așa o echipă mai largă și un grup care să ne conducă în... Ne uităm la alții, ne uităm la alte comunități, la alte biserici, la alte culturi și zice, poate am învățat ceva de la ei. Uite, oamenii ăștia reușesc să adune mai mulți la oaltă. Hai să vedem ce putem face și noi învățând de la ei, ca și la noi să fie tot așa. Toate acestea, dragii mei frați, au în ele lucruri bune. Dar dați-mi voi să vă spun, toate sunt eforturi omenești, niște scuturături din acelea asemănătoare cu cele făcute de Samson, de-l părăsise Dumnezeu. Dacă nu ne preocupă în primul rând sfințirea. Căutarea feței lui Dumnezeu în sfințenie este esența. Să țineți minte, dragii mei tineri, cât veți trăi. Un frate al vostru care a fost tânăr și încă n-a îmbătrânit, vă spune. Dumnezeu ne va onora în măsura în care îi vom păzi cuvântul. Dacă nu îi vom lua în serios cuvântul, Dumnezeu ne va lepăda și nu va ști de noi și de numele nostru. N-avem noi stea în frunte. Țineți minte, poporul Israel s-a agățat cu amândouă mâinile de simbolurile lor și de istoria lui Dumnezeu din trecutul lor, zicând în vremuri de strâmtorare, templu Domnului, templu Domnului, adică asta e casa lui Dumnezeu. Chivotul Domnului, asta e chivotul lui Dumnezeu. Păi nu se poate cu aceste simboluri în mijlocul nostru să n-avem succes. Și ce să s-a ales de ei? Praf. Dumnezeu a lăsat chivotul acela în mâna unor străini și a îngăduit ca templul peste care se coborâse slava lui în vremea lui Solomon să fie dărâmat. Pentru că acel popor, din acea generație, a scuipat pe obrazul lui Dumnezeu, călcându-i poruncile, schimbându-i legile. Dacă această biserică va face așa, Dumnezeu o va lepăda la gunoi. Dacă tu vei face așa, Dumnezeu te va lepăda ca pe o haină murdară. Dacă vei călca porunca lui Dumnezeu, și dați-mi voi să spun, există o și mai mizerabilă degradare. Să calci porunca lui Dumnezeu e grav. Dar să mergi până acolo încât să schimbi porunca lui Dumnezeu, asta e prea de tot. Sunt ființe care se numesc creștine, care nu doar că ignoră porunca lui Dumnezeu și o calcă în picioare, aruncând-o la gunoi, dar redefinesc cerința lui Dumnezeu. Nu doar că trăiesc în adulter, dar spun adulterul nu e păcat. Nu doar că trăiesc în homosexualitate, dar spun că e normal. Asta e... Deci când schimb legea lui Dumnezeu, când calci legea lui Dumnezeu e grav, dar când o schimbi e mai grav. Soarta bisericii depinde de ce facem cu sfințirea. S-ar putea să fim nepopulari în mijlocul acestei societăți, numiți legaliști, și dacă asta se va întâmpla, dați-mi voi să vă spun că deja ne-am împlinit parte a misiunii.
Biserica, după cum bine spunea un teolog englez, își păstrează relevanța în mijlocul lumii doar în măsura în care este diferită de lume. Când caută să se asemene cu lumea, își va câștiga din partea lumii dispreț total. Dar când va alege să-L urmeze pe Iisus și să fie diferită de lume, abia atunci lumea o va remarca, o va respecta, chiar dacă o va urâ din inimă. Este adevărul. Afirmația a treia, a patra. Alternativa pentru lipsa unei vieți trăite în sfințenie este pierzarea. Trăirea în sfințenie este planul și porunca lui Dumnezeu pentru noi. Nu există altă cale, stimați frați. Dacă refuzăm să ne sfințim, dacă refuzând sfințirea ne compromitem în trăirea în păcate, consecința va fi pierzarea. Faptul că te-ai născut în familie de credincioși o să te ajute doar să ai o mai mare judecată. Dacă te-ai întors la pocăință, te-ai botezat în apă, ai făcut legământ cu Dumnezeu, i-ai ascultat cuvântul, dar undeva decizi să părăsești calea lui Dumnezeu și să te duci pe căile acestei lumi trăind în păcate, soarta este pierzarea. Această poveste că mântuirea nu se poate pierde este mai degrabă o ideologie speculativă decât învățătură a Scripturii. Are nea o logică a ei, o filozofie a ei, ca orice ideologie omenească, dar nu-i Biblie. Biblia ne spune altceva. Iată doar un cuvânt lăsat de Dumnezeu în Epistola către Romani și adresat creștinilor. După ce ni se vorbește despre har, despre mântuire, și după ce culminează acest cuvânt vorbindu-ne despre faptul că Duhul este în noi și că suntem copiii lui Dumnezeu și ni se pune în față perspectiva învierii împreună cu Hristos, Duhul care l-a înviat pe Iisus va învia și trupurile noastre muritoare, spune Pavel, apoi continuă vorbindu-ne despre ce avem de făcut până la înviere. În acest cuvânt spune așa, dacă trăiți după îndemnurile ei, se referă la fire pământească, voi cei care ați fost aduși la viață în Hristos, voi cei care ați primit Duhul Sfânt, voi cei care sunteți copii ai lui Dumnezeu, smulși din mijlocul acestui viac, podoaba lui Dumnezeu, cum scrie în Biblie că tineretul cei tineri, podoaba casei lui Dumnezeu. Deci sfințenia, podoaba casei lui Dumnezeu, tineretul sfânt, podoaba casei lui Dumnezeu. Foarte frumos. Acum, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Ce înseamnă veți muri? Veți muri biologic? Păi nu-i despre asta vorba, că biologic mor și cei care se sfințesc. Moarte fizică, de moarte fizică au toți parte. Atunci la ce se referă veți muri? Păi cum veți muri așa pe jumătate? Veți amorți un pic. Păi nu poate muri numai unul viu. Unde-i teoria asta? Că cine a căzut de la credință n-a avut de unde cădea. N-a pierdut mântuirea că n-a avut ce pierde. Acolo ce veți muri. Cum poate muri un mort? N-are cum să moară un mort, n-are că e viu, moare. A fost adus la viață și acum pentru că părăsește ascultarea de Dumnezeu, ajunge să cadă și sfârșește prin a muri. Se scurge din el viața duhovnicească, seva duhovnicească și înfășurat în lume și păcate și învățăturile pe care le-a adoptat, eșuează prin a muri spiritual și a pierdut mântuire. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, continuă Pavel, veți trăi. În lumina acestui cuvânt, alternativa pentru viața trăită în sfințenie este pierzarea.
În același sens, Evrei, capitolul 12, versetul 14, spune așa: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Frații mei, este din Biblie, nu-i din ziar. Dar am impresia că unii creștini, nu numai că nu mai citesc Biblia, dar când o aud, li se pare ceva străin. E cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la el, urmăriți, e un imperativ, pacea, voi toți și sfințirea, o faceți din astea ținta voastră, căutarea voastră, pasiunea sufletului vostru. Și dacă faceți așa, îl veți vedea pe Dumnezeu. Dacă nu faceți așa, fără acestea, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nu va vedea. E cuvântul Domnului. Sigur, sfințirea este ceva ce se realizează în viața unui creștin în etape, în momente distincte. Trei momente majore ar putea fi identificate. O să trecem repede peste partea aceasta. Există așa numita sfințire inițială. Ea se realizează când omul se întoarce la Dumnezeu. Ea reprezintă lucrare exclusivă făcută de Dumnezeu prin Domnul Iisus. Partea a doua este sfințirea practică. După ce ne-am pocăit și până să sfârșim alergarea pământească, intrăm în procesul sfințirii, un continuu proces al dezbrăcării de ce este rău și a îmbrăcării cu ce este drept. Ca la urmă, când va veni învierea, răpirea bisericii, învierea, să fim făcuți desăvârșiți prin însăși puterea învierii Domnului Hristos. Sfințirea inițială despre care vorbim, tinerilor le place matematica. Da, mie mi-a plăcut matematica. Și acum îmi place. Asta este o dovadă de tinerețe? Da. Uitați-vă, vă rog, la acest triunghi. Care unde puteți. Eu am decis să pun pointerul pe partea asta, că acolo vă puteți uita majoritatea. Deci așa ați ajuns și de aceea de la fanfară, tot în centru atenție. Da. În vârful acestui triunghi este Dumnezeu Tatăl. Alăturea, în colțul din stânga, cum vă uitați la ecran, este Domnul Iisus. În dreapta suntem noi creștini. Imaginați-vă că are loc judecata. Dumnezeu este judecător și eu sunt condamnat, adus în fața judecății sale. Cineva pune toate păcatele mele în fața lui Dumnezeu, precum acuzarea în fața unui judecător pune greșelile unui inculpat. Dumnezeu, care este judecător drept, înainte să ia decizie, după ce spuse păcatele mele în față, îmi dă dreptul să mă apăr, zicându-mi: justifică-te. În relația ta de om vinovat, adus la judecată pe drept, cu judecătorul tău ai dreptul să te aperi, justifică-te. Misiunea mea este să explic minciuna în așa fel încât Dumnezeu să spună: asta nu-i minciună. Faptele alea mai mizerabile să le explic de așa manieră încât Dumnezeu să spună: dar cine te-a acuzat pe tine de răutăți? Tu ești om cinstit. Practic e imposibil ca pe această linie și pe acest sens să mă pot justifica. N-am cum. De aia mântuirea, automântuirea e imposibilă. Dumnezeu Tatăl însă a făcut o înțelegere cu Domnul Iisus. În planul lor s-a hotărât ca Domnul Iisus să coboare pe pământ, să se facă om, să ia asupra lui, om fiind, toată vina noastră, să plătească pentru păcatele noastre prin jertfa sa. Și între Tatăl și Domnul Iisus a fost o înțelegere: moartea ta ispășește păcatele lor.
Sângele tău e plată pentru ei, îi răscumpăr. Jertfa lui Iisus în relație cu Dumnezeu e ispășire, în relație cu noi e răscumpărare. Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus s-au mai înțeles că această jertfă să aducă harul iertării și posibilitatea justificării. Dumnezeu Tatăl, din cauza Domnului Iisus, a luat o decizie. Toți acei oameni care cred în Iisus, toți acei oameni care acceptă că Domnul Iisus a murit pentru ei, sunt ispășiți, răscumpărați și prin har judecătorul cel drept îi justifică, numindu-i sfinți. Asta se numește mântuire prin credință. Asta este justificare prin credință. Asta se numește sfințire prin har. Frații mei, asta e baza. Dacă avem, dacă înțelegem asta, abia atunci putem păși pe drumul sfințirii. Altfel ești un călător singuratic. Dacă l-ai pe Iisus în tine, dacă înțelegi triunghiul răscumpărării, Hristos te-a sfințit, poți să faci pași mai departe. Ce am spus este biblic. Uitați-vă, doar două texte. Timpul trece foarte repede. 1 Timotei, 1 Corinteni 6 cu versetul 11, cuvântul Domnului spune aici așa. Așa erați unii din voi, este descrisă dezordinea morală, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, neprihăniți. Vreau să observați, ați fost sfințiți. Altcineva a făcut acțiunea. Noi doar am beneficiat de ea. Ca apoi să continue cuvântul în 1 Corinteni 1, versetul 2, cuvântul Domnului spune aici, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Observați, vă rog, către cei ce au fost sfințiți. Dumnezeu a făcut asta pentru noi. Iar acum urmează de aici ceva. Chemați să fie sfinți. Dumnezeu ne-a sfințit și acum ne cheamă să trăim în sfințenie. Și cu aceasta vorbim despre sfințirea practică. În această privință, stimați frați și stimate surori, trebuie să băgăm de seamă că deși Domnul ne-a mântuit, în noi, în firea noastră pământească, rămâne o infecție a păcatului. Și această infecție, aceste reflexe ale păcatului, ca un virus, ca o boală care stă într-un corp, așa păcatul locuiește în carnea noastră. Și ea trebuie controlată. Boala aceea trebuie controlată. Datorită prezenței acestui păcat, datorită prezenței acestor lucruri ale răului în firea noastră păcătoasă pământească, se cere să trăim în sfințenie. Acum, după cuvântul lui Dumnezeu, trăirea în sfințenie înseamnă să trăim după cuvântul Domnului nostru Hristos și după pilda pe care ne-a lăsat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolul Ioan spune că cine zice că îl cunoaște pe Domnul Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Domnul Iisus. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Sfințirea practică se realizează prin puterea lui Dumnezeu, care conlucrează cu noi oamenii, socotind râvna noastră pentru Dumnezeu, dedicarea pentru Dumnezeu. V-aș îndemna să ne uităm la câteva texte din Biblie. Pe acesta l-am citit. Să ne uităm la acesta. 1 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Iată ce spune cuvântul Domnului. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm, vă rog să băgați de seamă, ne cere nouă, să ne curățăm. Domnul ne-a curățit, El ne-a sfințit, suntem copiii Lui. Acum, noi care avem făgăduințele, speranța în Domnul, aparținem Domnului, ni se cere să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. Ce întinăciune a cărnii? Prin întinăciunea cărnii înțelegem păcate făcute în trup. Curvie,
homosexualitate, consum de alcool, fumat, consum de droguri, îmbuibare de mâncare, pornografie. Și toate aceste dezordini morale care implică ființa, trupul omenesc, întinăciune a cărnii, întinăciune a Duhului, astea sunt păcate care se asociază cu partea spirituală a omului. Minciuna, mândria, fățărnicia, obrăznicia, vorbirile de rău, invidiile, geloziile, dușmânia, ura, astea sunt întinăciuni ale Duhului. Uitați cum zice cuvântul. Preiubiților, avem făgăduințe făcute de Dumnezeu. Păi în lumina acestor făgăduințe să ne curățim de întinăciunea cărnii și a Duhului cu viziunea să ne ducem sfințirea până la capăt. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Uitați-vă la alt cuvânt. Acest de aceea pe care îl găsim aici leagă ce zice Pavel înainte. Și ce spune înainte? Fraților, zice Pavel, noi aparținem lui Dumnezeu. Cetățenia noastră este în cer. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. De acolo îl așteptăm pe Domnul Iisus. Noi nu mai suntem ai întunericului, ci suntem fii ai luminii, suntem copii ai lui Dumnezeu, tineri, mândria lui Hristos. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și auziți, hai să citim cu toată adunarea. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia. Uitați, omorâți! Nu le tratați așa cu minte, le îngrijiți, creșteți ca ați crește un șarpe la sân. Cuvântul aici implică ideea de agresiune, omorâți, ucideți! E implicat aici violență. Păi când e vorba de sfințire, când e vorba de tratarea răului, a pornirilor spre rău, da, omorâți mădularele voastre, auzi, mădularele voastre, și cum sunt descrise, curvia, necurăția, patima, poftarea. Răul acesta este în tine. Și cuvântul spune, omorâți-le. Este sfințire. Uitați-vă la 1 Tesaloniceni 4:3. Din nou, contextul vorbește despre poporul lui Dumnezeu. La un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu spune aici, curvia nici să nu se pomenească între voi, așa ceva. Și apoi spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Aleluia. Frații mei, biserica din Tesalonic a fost una dintre cele mai mature și sănătoase biserici din vremea lui Pavel. Pavel laudă credința acestor oameni, curăția acestor oameni, râvna lor, creșterea lor în cunoștință, dragostea lor. Și au zis ce le zice? Să vă feriți de curvie. Frații mei, mizeria aceasta de păcat este păcatul generației noastre. E contemporan acest cuvânt, e relevant. Marea problemă a acestei generații, nu zic de biserică, acestei generații, este păcatul de curvie. Sub influența chipului acestui viac, această problemă a devenit și problema multor creștini. O tânără, în biserica în care slujesc, la o clasă, o oră, profesoară, dirigenție, ce mera, s-a vorbit despre abstinență sexuală până la căsătorie. Și ea a zis, eu sunt convinsă și așa vreau să trăiesc, eu vreau să fiu fată fecioară până mă mărit. Au râs de ea. Au batjocorit-o. Sunt aici băieți și sunt aici fete a căror conștiință este împovărată. Sunt aici bărbați însurați care cu o nesimțire nesfârșită au călcat legământul căsătoriei.
culcându-se cu alte femei. Sau femei care au făcut la fel. Să vă feriți de curvie. Să vă feriți de curvie. Dacă te crezi mai înțelept ca Solomon, mai pocăit ca David și mai puternic ca Samson, atunci chiar că ai o problemă. Dar oamenii aceștia, repere de spiritualitate în Vechiul Testament, au fost vulnerabili în fața păcatului de curvie. Și pe vremea lor nu era pornografie pe telefonul mobil. Acum e la îndemâna oricui. Cum sunt ochii dumneavoastră, dragi tineri? Să vă feriți de curvie. Amin. Atât de mult s-au stricat căile oamenilor, atât de mult. Auzeam pe un învățător spunând că masturbarea nu-i păcat. Că ce faci rău și cui? Bravo! Ce bine știi tu, omule, să-ți întocmești căile când e vorba să faci ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Să nu vi se pară acest cuvânt prea greu de primit. Dacă vă este greu să auziți ce vă spun, înseamnă că vă este greu în prezența lui Dumnezeu. Dacă vă deranjează acest cuvânt, înseamnă că vă deranjează Dumnezeu. Dacă aveți reflexul de a respinge, de a vă enerva la auzirea acestui cuvânt, exact asta este atitudinea ta față de Dumnezeu. Și să ții minte, dacă nu te pocăiești, te vei întâlni cu mânia lui Dumnezeu. Să ții minte. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Pavel, bătrânul Pavel, era bătrân. Când a scris acest cuvânt, era trecut de 70 de ani, probabil. Nu e vreme să demonstrăm cu argumente ce am spus. În 1 Corinteni 9:27, Pavel, cel trecut de mult de tinerețe, a zis așa: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu să fiu lepădat. Așa a crezut Pavel. Pe Pavel nu-l auzim zicând, eu sunt apostol, pe mine pusă pe cetea lui Dumnezeu, eu în viac nu cad, eu sunt ca îngeri. Avea în față această perspectivă a riscului. Să nu cumva să fiu lepădat. Vă îndemn să ne ținem de Scripturi și de Dumnezeul Scripturilor. Amin. Și nu de teorii care ne lasă să trăim o viață liniștită și într-o dezordine morală. Sfințirea trebuie să afecteze întreaga noastră persoană. Când zic întreaga noastră persoană, mă gândesc la detalii, intelectul nostru, cunoașterea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta ne spune că mintea noastră trebuie să fie sfințită. Gândirea noastră trebuie să fie sfințită. Din rațiune de sfințire, un copil al lui Dumnezeu are grijă la modul în care gândește, la informația pe care o acumulează în mintea lui, la învățăturile pe care le acceptă. Sfințirea pleacă de la gând, de la modul în care gândești. Orice gând trebuie făcut rob ascultării de Hristos. Oamenii își permit să gândească oricum. Filozofiile contemporane, ideologiile seculare ne încurajează să gândim oricum.
corectarea prin predică, prin învățătura părintelui este considerată în societate abuz. După părerea acestor oameni, apostolii, profeții, Domnul nostru Iisus ar fi cei mai mari abuzatori. Autostăpânirea, ținerea poftelor sub control, nu sunt lăudate în societatea noastră. Împotrivă. If you like, do it. Tinerii creștini nu trăiesc așa. Puritatea minții, curăția gândului sunt obiective majore pentru copiii lui Dumnezeu. Să-ți vină în minte un gând murdar, o poftă păcătoasă și să-i stai în cale zicând, înapoi a mea, Satano. Asta înseamnă sfințire. Nu să te pui în lumea gândurilor tale și să consumi scenariile mizerabile ale păcatului la adăpostul anonimatului. Dumnezeu te vede. Sfințirea emoțiilor, sentimentele trebuie să fie sfințite. Emoții cum ar fi mânia, răutatea, invidia, gelozia, ranchiuna, mândria, antipatia, aroganța, trebuiesc îndepărtate și în loc cultivate emoții în rugăciune, prin Duhul, hrănit din cuvânt, cum ar fi iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, blândețea. Astea fac caracterul unui om care se sfințește. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vorbirea. Spuneam că sfințirea implică întreaga ființă. Și vorbirea. Vorbirea voastră să fie dreasă cu har. Totdeauna cu har. Să nu se audă cuvinte porcoase. Vorbe nefolositoare. Cuvinte necuvincioase. Glume proaste. Câte dezordine în vorbirea unor creștini. Înjurături, jigniri, ai impresia că ești la grădina zoologică? Creștinii care se sfințesc au grijă de vorbirea lor. Ei cultivă un anumit limbaj. Țineți minte ce a spus Domnul Iisus, că în ziua judecății a zis, oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. A zis Iisus și să nu uităm, El va fi judecătorul. El va pune atunci întrebările. Azi e mântuitor. Azi ne poartă păcatele. Azi ne promite răscumpărare. Azi ne cheamă la sine să ne curățească. Și dacă îl ascultăm, ferice de noi. Dacă îl respingem, în ziua aceea judecății o să ne întrebe. Sfințirea voinței. Sunt oameni caracterizați de o voință bolnavă, răutăcioasă. Au porniri răutăcioase, reflexe în voința lor spre răutate. Se gândesc la rău, fabrică în mintea lor răul, se simt împliniți când fac rău, voința lor e coruptă. Oh, cum nu se poate camufla această voință rea în haină de creștin. Vorba lui Thomas de Kempis care spunea, noi câteodată suntem bântuiți de patimi și credem că e râvnă duhovnicească. Unu zicea că e chemat de Dumnezeu să păzească porțile casei lui Dumnezeu și să ia în șuturi pe cei care greșesc. El e câinele turmei lui Dumnezeu. Trebuie să-i spunem că afară-s câini. Om rău, care credea că în răutatea lui îl slujește pe Dumnezeu. Trebuie să fie om bun. În inima celui care se sfințește, voința este guvernată de iubire, de bunăvoință, de milă, de har, nu de răzbunări, de revanșă și de răutăți.
Sfințirea implică și Duhul nostru, Spiritul nostru, conștiința noastră. Conștiința își găsește loc în Duhul nostru. Cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel spune așa: porunca pe care ți-o dau, fiule, este să păzești, să te lupți lupta cea bună și să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit din credință. Căzut de la credință. Conștiința trebuie să fie sfințită. Când noi ne cercetăm pe noi înșine, de regulă o facem în lumina a două instanțe. În lumina memoriei, ne întrebăm mintea, oare ce am făcut rău, și în lumina conștiinței noastre, întrebăm conștiința, fapta asta a fost bună sau a fost rea? Aici pot interveni două mari capcane, uitarea și conștiința bolnavă. Sunt oameni a căror cuget s-a stricat. Nu mai semnalează râul. Conștiința lor este deformată, e influențată de alte valori decât cele ale lui Dumnezeu. Când vorbim de sfințirea conștiinței, vorbim de formarea ei după standardele Scripturii, înzestrată cu sensibilitatea Duhului Sfânt. Asta e sfințirea conștiinței. Oamenii, dacă este să întrebăm ce e păcat și ce nu e păcat, veți rămâne surprinși cât de relaxați sunt. Uneori în dialog cu frați rămân uluit cum au ajuns să numească răul bine. Care-i problema, frate? Da, s-a despărțit. Domnul Iisus spune că divorțul este păcat. Dar ce să faci acum, că e tânăr, să se însoare iar? Mai bine să ardă? Da, oricum arde. Cât de umanist, conștiința noastră e guvernată de cele mai multe ori, multora, de umanism, nu de creștinism. De un umanism ieftin care aruncă în prim plan interesele de moment a unui păcătos plin de pofte, decât onoarea lui Dumnezeu și acuratețea cuvântului său. Ni se cere să ne întoarcem cu fața înspre Dumnezeu. Mereu în rugăciunea mea m-am temut și m-am rugat lui Dumnezeu să-mi țină conștiința sănătoasă. Aici se pot pierde, dragii mei tineri, să vă ferească Dumnezeu să se infecteze conștiința voastră. Să se îmbolnăvească. Să nu permiteți râului să vă deformeze conștiința. Dumnezeu a pus acest dar măreț în voi de la nașterea voastră. L-a vindecat când v-ați întors la Hristos. L-a capacitat când v-a botezat cu Duhul Sfânt. Să aveți grijă de conștiință. Să nu faceți niciodată ce este împotriva conștiinței. Mai bine mor decât să încalc conștiința. Trupul, sfințenia implică și corpul. Sunt așa detalii de frumusețe și finețe deosebite în cuvântul lui Dumnezeu. În rațiuni de sfințire vom avea grijă de igiena corporală. Da. Ne vom abține de la a face pe corp tatuaje. Nu uităm, corpul nostru aparține lui Hristos. Este templu al Duhului Sfânt. Pe el trebuie să strălucească slava Creatorului, nu ideile unor estetice. Din rațiuni de sfințire ne vom feri de modificări estetice. Da. Din rațiuni de corectare a unor handicapuri sau de corectare a unor accidente,
sunt justificate moral. Dar din rațiuni de vanitate omenească, de narcisism și hedonism omenesc, modificările estetice sunt un afront la Dumnezeu. Apoi unii își dau bani să-și pună buze, să-și facă mușchi, să schimbe fața, se duc la neamuri, nici nu mai cunosc neamurile lor, nici mamele lor nu mai știu cine sunt. Feriți-vă de aceste porniri lumești din rațiuni de sfințire. Iertați-mi că vorbesc așa, sau dacă nu, nu mă iertați. N-aștept de la oameni confirmare, deși vă mărturisesc că simpatia lor îmi este dragă. Tot din rațiuni de sfințire, în zona trăirii noastre în trup, vom avea grijă de felul în care ne înveșmântăm. Da, trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Vom evita consumul de alcool. Nu vom fuma. Da, unde scrie în Biblie, frate, că nu-i voie să fumezi? Păi nu scrie, dacă vrei tu să nu scrie. Dar să știi că scrie. Unde? Și odată așa într-o discuție cu cineva, unde scrie? Păi uite, acolo în Galateni, unde sunt înșirate faptele firii pământești, trecute cu... Zice, da, dar nu scrie nimic de fumat. Da, dar scrie așa, și altele ca aceasta, ca acestea. Dacă vrei, dacă ți-i conștiința curată, o să o vezi. Dacă nu e curată, nu o să vezi nimic. Absolut nimic. Din rațiuni de sfințire vom evita folosirea în mod exagerat a cosmeticelor. Cineva odată m-a luat obraznic și a zis, frate, este exagerat. Genul acesta de abordare și de învățătură potrivește mai mult oamenilor lipsiți de educație. Auzi ce vorbă. Iertați, vorba lui Pavel, suferiți de la mine un pic de nebunie. Nu, îi bine, dar e de folos, sau cum o zise acolo, jocul acela de cuvinte. Când acei nespuși de aleși intelectuali de la Ierusalim veniți, au început să-l batjocorească pe Pavel. Și atunci Pavel a zis, ok, domnilor iudaizanți, hai să ne măsurăm în sculele voastre. Și a bătut. Și acestui obraznic, care a numit lipsiți de educație pe cei care iau cuvântul lui Dumnezeu în literă și vor să-l păzească, a trebuit să-i spun, nu te supăra. Eu pe masă pun o diplomă de doctor în teologie. Conduc o școală de teologie. Dumneata, ce pui pe masă? Mie îmi spui că nu s-a educat? Nu de educație este vorba aici. E vorba de frică de Dumnezeu aici. Ascultați-mă bine. De frică de Dumnezeu e vorba. Nu e vorba de legalism. Legalismul este feroce. Să ne ferească Dumnezeu să fim legaliști. Să ne ferească Dumnezeu să facem rău în numele legii lui Dumnezeu. E vorba de sfințire și de trăire în frică de Dumnezeu. Distinția între legalism și sfințire este iubirea. Frații mei, în esență, sfințirea nu e performanță morală. Cine a înțeles că sfințirea este performanță morală, n-a înțeles nimic. Sfințirea este iubire, este pasiune pentru Dumnezeu. Nu-i perfecțiune morală. Ai greșeli, ai slăbiciuni, dar dacă îl iubești intens pe Dumnezeu și îți dorești să fii în voia Lui, vei merge pe drum. Și cât de departe ai ajuns pe drum, nu știu dacă așa de tare contează, cât contează în ce direcție te miști. Pasiunea, râvna ta pentru Dumnezeu, iubirea față de Hristos și față de semenul tău, acolo este esența. Legalistul habar n-are de astea. Habar n-are de astea. El atâta știe, legea. Și dacă nu-ți poate sta cu vorba, ia Biblia așa și face din ea o armă.
Legalistul ține dușmănii, creștinul care se sfințește, iubește. Trupul nostru, mediul în care trăim, este implicat în sfințire și când zic mediu, am în vedere aici sfințire în viața noastră, în ce facem în jurul nostru. Un copil al lui Dumnezeu nu va face mizerie în jurul lui. Timpul a trecut, este deja, frații mei au zis că pot să vorbesc până la 9. Eu sunt după fusul orar din România. Numai seara am venit. Da. Vorba lui Ioan Gură de Aur, odată s-a lungit la predică și scuzându-se s-a uitat înspre auditoriu și a zis: când vă văd cum ascultați, mie vine să vă tot spun. Dar e cu minte să ne și oprim. Aș vrea, stimați frați, să stau în fața dumneavoastră cu un ultim slide. Vedeți cât de repede putem trece peste cât. Da. Păi nu chiar așa. Da. La asta am vrut să ne uităm. Noi creștini nu mai păcătuim. De ce? De ce? Nu mai păcătuim pentru că suntem al lui Hristos. Am fost cumpărați cu un preț. Nu mai păcătuim pentru că suntem mădulare ale lui Hristos. Când apostolul Pavel deschide mintea celor din Corint să fie atenți cu compromisul în ce privește păcatul de curvie, zice: voi sunteți mădulare în corpul lui Hristos. Voi lua eu mădularele lui Hristos să le lipesc de o prostituată. Nici de cum, spune el. Vă rog să observați, se pleacă de la identitate. De la cine ești tu spre trăire. Sfințirea nu este un titlu pe care îl căpătăm ca premiu după ce reușim în bătălia morală. Nu. Hristos ne-a chemat la sine, ne-a făcut copiii săi, ne-a răscumpărat, ne-a pus, ne-a transplantat în el, a luat din corpul acesta al răului și m-a pus în el mădulara lui Hristos. Și au zis: trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Iată cine sunt. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Astea sunt afirmații de forțe care se leagă de identitate. Aparții lui Hristos. Ești mădular. Este ca și cum corpul tău, mâna ta în corpul tău, ochiul tău în capul tău, piciorul tău, pielea de pe tine, asta ești tu. Așa e legat Hristos de copilul lui. Tu ești al lui Hristos. Trupul tău este templul Duhului Sfânt. Vă puteți imagina, metafora aceasta este grozavă, trupurile voastre temple ale Duhului, vă puteți imagina că în templul din Ierusalim, dragi tineri, pe vremea lui Pavel, s-ar fi putut duce, chipuiți-vă așa, în Sfânta Sfintelor, acolo să intre cineva cu un videoproiector, așa cum e videoproiectorul acesta, și cu un calculator, și acolo de pe o măsuță, peste chivot, pentre aripile heruvimilor, să proiecteze pe perdeaua aia de acolo, din Sfânta Sfintelor, un film pornografic. Încercați să cugetați la acest sacrilegiu. Câtă bagiocură, câtă impietate, câtă mizerie, cât tupeu să faci așa în locul sacru rezervat lui Dumnezeu. Și acum, păstrând această metaforă, Pavel spune corintenilor ispitiți de curvie, de pornografie, de păcatele cărnii. Le zice așa: trupurile voastre, fraților, sunt templele lui Dumnezeu. În oasele voastre, în carnea voastră, în venele voastre, în sângele vostru, în ochii voștri, stă Duhul Sfânt. Acolo și-a făcut casă. Cum să aduci mizeria curviei, a pornografiei și atâtor rele în această casă sfântă a lui Dumnezeu? Nu se potrivește.
Înțelegeți logica acestei argumentații? Adică dacă te-a făcut Dumnezeu copilul lui, dacă porți numele lui Iisus, ține-ți rangul. Respectă-te pe tine însuți. Cinstește-l pe cel care te-a salvat. Seara aceasta nu o să încheiem fără să ne rugăm. Și cu siguranță că dincolo de vorbele pe care le-am putut spune, Duhul lui Dumnezeu amplifică în inima celui care își dorește să audă mai mult. Dumnezeu să ne cerceteze și să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.